Bun găsit! Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a avut primele discuții cu oficialitățile landului Stiria din Austria cu privire la promovarea unor proiecte comune. În prima zi a vizitei în landul Stiria, Gheorghe Flutur a fost primit oficial de președintele Parlamentului din Graz, Gerhard Kurzmann, de viceguvernatorul regiunii, Michael Schichhofer, el având discuții și cu consulul onorific al României în Austria, Andreea Bardom. De asemenea, Gheorghe Flutur și delegația din județul Suceava a avut discuții cu conducerea primăriei stațiunii turistice Fürstenfeld. Președintele Gheorghe Flutur a adăugat că va continua întâlnirile cu oficialitățile landului Stiria pe teme precum sănătate, învățământ, aeroport, turism, administrație publică, dar și pentru dezvoltarea unor colaborări între camerele de comerț.